campionatele mondiale, campionatele europene, cupele mondiale, sunt patru cupe mondiale, patru ediții de cupe mondiale, și aceste ediții de World Challenge Cup, Cluj-Napoca s-a înscris pe harta acestei competiții. Federația Română de Gimnastică, prin președintele Irina Deleanu, își doresc să aducă această competiție la Cluj an de an. În iunie este programată pentru 2020. Iată că intră o altă sportivă pentru exercițiul cu măciuci din Norvegia, Ingrid Bratsberg, urmând ca Ana Juhas să facă probabil în finalul acestei rotații exercițiul ei la panglică. O muzică energică, dansantă. Și o prindere cu cealaltă măciucă sub picior. De data aceasta n-a mai reușit, aruncarea nefiind foarte bine fixată. O săritură cu extensie, care după părerea mea nu a avut forma cerută. Și aruncare de două măciuci unite într-o răsturnare înainte. Cum spuneam, unirea celor două măciuci, nefiind o mânuire specifică, nu ar trebui să apară de foarte multe ori într-un exercițiu. Și final. Dacă la celelalte obiecte există cerință ca mânuirile să fie făcute și cu mâna dreaptă și cu mâna stângă, gimnastica ritmică fiind un sport ambidextru, iată că la măciuci și la obiectul coardă, care nu-l avem în programul tehnic la senioare, deci la măciuci mânuirea este inevitabil cu ambele mâini deodată. S-a afișat nota pentru Denisa Mailat, 21.300 românca.